Dacă mă urmăriți pe Instagram, cu siguranță vă amintiți nebunia care a fost cu Box of Beauty de la Douglas și când spun nebunie, nu exagerez cu absolut nimic, pentru că am pus pe Insta Stories oferta de pe site și am primit extrem, extrem de multe mesaje într-un timp foarte scurt și cred că au fost peste 50 de mesaje în care mă întrebați care e faza cu această cutie, dacă este disponibilă și în magazin, sau îmi spuneați că vă bucurați că ați văzut oferta pentru că v-ați comandat cutia, sau din păcate erați triste pentru că n-ați mai prins oferta. Dar faza este că aceste beauty boxuri sunt în ediție limitată și cu număr limitat, primul venit, primul servit. A fost disponibilă cutia doar pe site, nu și în magazin. Iar aceste cutii de la Douglas apar la o anumită perioadă, cred că o dată pe anotimp sau poate mai des, nu știu să vă spun, nu dețin această informație, dar apar la un moment dat și nu e sub formă de abonament, pur și simplu vezi cutia, îți place conținutul, o cumperi, nu îți convine, nu o cumperi, este atât de simplu. Cutia aceasta a fost 89 de lei, dar pentru că am avut card de fidelitate, beauty card, la Douglas, cutia a fost 69 de lei plus transportul gratuit. Acum, dacă nu aveți card la Douglas, mergeți într-o parfumerie, solicitați un card și când îl primiți, când vă faceți cont pe site, introduceți și datele cardului. Și asta este tot. Se activează automat toate ofertele. Deci, cutia. Despre ea discutăm, dar nu o să fie doar un unboxing, vă arăt ce este în cutie, vreau să vorbim despre un anumit produs din această cutie. Și până să trecem la conținutul cutiei, și să știți că pe lângă produse am primit și câteva mostre super generoase, dar până să trecem la conținutul cutiei, vreau să-i felicit pe cei de la Douglas, nu știu dacă mă urmăresc, poate mă urmăresc, habar n-am, dar cu toate astea vreau să-i felicit pentru că această cutie, acest Box of Beauty, a venit într-o altă cutie, deci nu a fost livrat așa ca atare, iar în acea cutie, pentru a proteja conținutul, erau niște hârtii, nu bubble wrap, nu plastic, nu celuloză, era celuloză, chestie de-aia care se electrizează peste tot, cred că știți la ce mă refer, erau aceste hârtii pe care le-am păstrat ca să vi le arăt. Oricât de mult îmi place mie bubble wrap-ul și îmi place să sparg acele bule de aer, hârtia este mult mai ok și o să o las acum în decor și am făcut gălăgie cu ea, dar da, îi felicit pentru alegerea pe care au făcut-o să pună hârtie și toate au venit ok, nu s-a spart nimic, nu a fost nimic deteriorat și haideți să trecem la ce conține cutia, o să vă arăt foarte repede produsele pentru că vi le-am arătat și pe Instagram, pe Stories, dar poate nu mă urmăriți acolo, așa că vi le arăt repede și aici. Mai întâi produsele, apoi mostrele pe care le-am primit și la final vorbim despre un anumit produs pe care cred că l-am lăsat oricum în titlul videoclipului sau poate în fotografia de thumbnail. În fine, dar este încă un mister produsul. Hai să o lăsăm așa. În primul și în primul rând, am o cremă matifiantă de la Dr. Renault. O cremă matifiantă cu lime, pe care am folosit-o, are 5 ml, m-am dat de două ori cu ea și încă mai e ceva produs aici. Cred că mi-ajunge să mai mă dau o dată sau de două ori. Mi se pare o cremă matifiantă foarte, foarte ok. Am tot așa un travel care îmi place foarte mult, deci o să păstrez acest ambalaj pentru că este super, super util. Facial spray-ul de la Mario Bădescu, varianta cu aloe și apă de trandafiri. Nu pot să spun că îmi place în mod deosebit varianta asta cu apă de trandafiri pentru că nu tolerez foarte bine mirosul de trandafiri, dar facial spray-ul, da, spray-ul facial de la Mario Bădescu, în general îmi place. Îl am pe cel cu castravete, cumpărat-o de la Douglas și îmi place, este foarte, foarte ok. Așa că, da, o să-l folosesc și pe ăsta, dar sunt super încântată de recipient pentru că e travel friendly. Mai departe avem un creion de ochi de la Douglas Cosmetics, adică marca lor proprie, un creion negru din acela din lemn care trebuie ascuțit. L-am folosit de vreo două ori și mi se pare ok. Am așa niște perle, de fapt un blush sub formă de perle, tot de la Douglas Cosmetics, Douglas Beauty, nu știu exact cum se numește brandul lor de cosmetice sau doar Douglas. Niște perle pe care le-am folosit și care îmi plac. Îmi plac pentru că sunt mai spre roz, nu sunt așa oranj, piersici, sunt mai spre roz și îmi plac. Sunt cu un finish luminos, arată foarte bine pe ten și nu sunt super, super pigmentate, adică nu riști să arăți ca un clown cu ele.
chiar sunt ok, sunt plăcut surprinsă, să zic, de ele, pentru că nu am încercat până acum prea multe produse de la Douglas, marcă proprie. Ok. Și ce mai avem aici? Un mini de la Idol, Lancome, parfumul nou de la Lancome Idol, despre care v-am vorbit, i-am făcut un fel de review. Ce am uitat eu să spun în acel review? Am fost all over the place, cum am zice în engleză, adică am fost super împrăștiată. Am uitat să vă spun despre ambalaj. Sticluța este super, super mișto. Îmi place foarte mult ambalajul, recunosc. Este foarte subțire și dacă mergeți într-o parfumerie, luați parfumul în mână să vedeți cum se simte. Zici că este un telefon mobil, cam așa. Deci sticluța este super interesantă și am aici varianta mini de 5 ml. Ador parfumurile în variantele astea mici. Chiar sunt super, super cute, super simpatice și mă bucur că îl am pentru că oarecum îmi place, adică l-aș folosi. Acum că îl am, chiar o să îl folosesc. Bun. Și produsul despre care o să vorbim în continuare, Foreo, da? Foreo Luna Play. A fost piesa de rezistență a cutiei pentru că de asta toată lumea a fost nebunită cu această cutie pentru că era acest Foreo. Și despre el o să discutăm imediat, dar stați să vă arăt și mostrele, pentru că am primit și mostre pe lângă toate aceste produse. Și ce mostră? Că ăsta este full size, o mască, peeling mask, cu o mască peeling pentru exfoliere, cu ulei de argan, tot așa de la Douglas, marca proprie Douglas, din gama Douglas Naturals. Și scrie pe ea cadou, abia aștept să o încerc, măști de la Douglas am mai avut, marca proprie și mi-au plăcut, dar pe aceasta nu am folosit-o până acum și da, vreau să văd care-i faza. Și am primit și două, nu, de fapt un singur parfumel, este pentru bărbați, Ferragamo Uomo, Salvatore Ferragamo Uomo, eau de toilet. Da, și de la Talica un demachiant pentru ochi și vine în acest pliculeț. O să-l folosesc, o să-l păstrez pentru călătorii dacă plec pe undeva în vreun weekend. O să fie bun de luat în bagaje pentru că nu atârnă, nu cântărește, nu trebuie să trag de el. Și pe lângă toate aceste nebunii am și un voucher de reducere pentru brandurile, valabil pentru brandurile care au fost în cutie. Ce vreau să subliniez este că pentru prețul plătit, 69 de lei, plus transportul gratuit, am primit foarte, foarte multe, foarte multe produse și toate îmi plac, adică toate sunt super ok. Bun, acestea fiind spuse, haide să trecem la Foreo. În primul și în primul rând, varianta de Foreo din cutie a fost Foreo Luna Play, adică dispozitivul nereîncărcabil. Funcționează pe o baterie care odată ce s-a terminat, aia este, nu mai poți folosi aparatul. Bine, îl poți folosi, dar nu mai vibrează și presupun că dacă nu mai vibrează, rezultatele nu mai sunt la fel. M-ați întrebat dacă e pe bune, dacă asta trebuia să primiți, dacă ați avut fel și fel de întrebări. Da, este pe bune, este o variantă de Foreo, cea mai accesibilă variantă, mă refer aici la preț. Și varianta asta cred că a fost gândită pentru călătorii, habar n-am pentru ce a fost gândită, dar este o variantă de Foreo care, da, există și costă, cred că undeva la 200 de lei, dacă vreți să vă cumpărați acest aparat nereîncărcabil, care durează până la 100 de utilizări. Faza este că sunt super încântată că prin această cutie reușesc să încerc aparatul, pentru că sunt curioasă, eram curioasă și mi-aș fi dorit să am un astfel de aparat, dar nu eram convinsă că vreau să dau peste 200 de lei pe un dispozitiv pe care nu-l pot încerca înainte și de la care nu știu la ce să mă aștept, dacă o să mă înțeleg sau nu cu el. Deci, da, l-am găsit într-un beauty box pe care am dat 69 de lei, când el costă vreo 200. Deci, eu zic că, da, afacerea a fost super bună și, da, aparatul e pe bune, adică există, nu e nimic aiurea. Produsele Foreo se găsesc apropo la Douglas. Bun, trecând peste asta, am început să folosesc aparatul, am primit o întrebare de la o fată, mi-a zis că a apăsat pentru că aparatul are, stați să-l scot din cutie, l-am băgat la loc ca să vi-l arăt așa drăguț, dar eu l-am scos din cutia lui de plastic, are pentru că îl folosesc. Are aici la spate butonul de start-stop și mi-a scris o fată că a apăsat pe buton și doar când ținea apăsat vibra aparatul, ce se întâmplă. Și am pățit și eu chestia asta și am zis apasă o dată, apasă de două ori și a treia oară ține un pic mai lung dacă nu o ia. Probabil că este un fel de măsură de siguranță, habar n-am, dar
Am ținut un pic mai mult apăsat și a început să vibreze singur. Este super, super micuț, este foarte mic, dar să știți că funcționează destul de bine. Adică nu cred că aș vrea să fie, dacă ar fi să-mi cumpăr Foreo reîncărcabil, nu cred că aș vrea să fie cu mult mai mare decât ăsta. Da, sunt foarte multe, foarte, foarte multe variante de Foreo, fel și fel de dispozitive, care mai de care mai inteligente, cu aplicație pe telefon, dar sunt unele foarte mari și nu cred că l-aș vrea pe cel foarte mare. Varianta asta este ok pentru că intru foarte bine cu ea pe aici, pe la nas, adică în zonele astea mai greu de curățat. Bun, acum, el este din silicon, perișorii aceștia sunt din silicon, este un silicon foarte, foarte fin la atingere, nu este abraziv, nu am impresia că îmi rănește pielea, dar nu trebuie să folosiți aparatul ăsta cu scrub-uri, adică aveți un gel exfoliant cu particule prin el, nu-l folosiți cu Foreo pentru că o să deteriorați acești perișori. Și atunci aparatul nu o să mai obțineți, dar nu o să mai funcționeze așa cum trebuie, nu mai obțineți rezultate. Îl folosesc cam de o săptămână, la început și dimineața și seara, ușor, ușor am început să-l folosesc doar seara. Dacă o să mă întrebați de câte ori ar trebui utilizat, să știți că nu am un răspuns concret, pentru că nici pe site-ul Foreo nu am văzut un răspuns concret. Mi-au dat cumva de înțeles că este pentru utilizare zilnică, for daily use, dar nu am văzut să scrie negru pe alb for daily use. Poate că scrie și mi-a scăpat mie informația, dar dacă știți dintr-o sursă oficială, lăsați-mi în comentarii, dacă se poate și cu link, pentru că vreau să citesc o sursă oficială. Așa, pe internet sunt foarte multe păreri, dar sunt evident subiective și fiecare spune părerea și experiența cu aparatul, în funcție și de tenul pe care îl are. M-ar interesa totuși o sursă oficială. Dar ce vă sfătuiesc eu și cred că este cea mai bună variantă, cea mai bună metodă de abordare până la urmă, indiferent ce spune orice sursă oficială sau nu, uitați-vă la tenul vostru, analizați-l, studiați-l, vedeți ce vă spune tenul și s-ar putea să vă dați singure seama că utilizarea zilnică este prea mult pentru voi. Poate aveți un ten mai sensibil. Cu siguranță nu o să vă placă să-l folosiți zilnic. Dacă aveți un ten gras sau mixt cu sebum în zona T, o să vă placă să-l folosiți zilnic, pentru că el curăță foarte, foarte bine. Dar analizați-vă, uitați-vă la tenul vostru și o să vă dați seama ușor, ușor, cam cât de des ar trebui folosit. Poate începeți să-l folosiți cum am început eu. Am început să-l folosesc și dimineața și seara. Mi-am dat seama că, păi, parcă nu e chiar ok, hai că-l folosesc doar seara și ușor, ușor s-ar putea să-l folosesc mai rar. Ca vibrații, să știți că vibrațiile nu sunt super, super intense, aparatul acesta fiind varianta super basic, are o singură treaptă de vibrații. Aparatele mai mari au mai multe trepte, vibrațiile sunt și mai puternice, au și o parte de masaj. Dacă aveți, nu știu, operații la nas, chestii de-astea, aveți grijă, întrebați medicul dacă puteți să folosiți un astfel de aparat cu vibrații, da? Pentru că s-ar putea să deranjeze ceva, nu știu, n-am idee, dar vă spun ca informație. Cât despre rezultatele pe care le-am observat pe pielea mea. În primul și în primul rând, da, curăță foarte, foarte bine. Nu mai știu dacă am început să-l folosesc seara sau dimineața, dar l-am folosit de dimineață. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit și seara, iar dimineața, iar seara și tot așa cam vreo 3 zile. Curăța excelent, fără să-mi usuce pielea, fără să lase senzația de piele care ține. Curăță foarte bine în pori. Eu nu-l folosesc, cum zic ei, 15 secunde pe fiecare zonă. Trec așa, insist mai mult în zona T și pe aici trec un pic repede cu el. În total nu depășesc un minut pentru că scrie pe aparat să-l folosești câte 15 secunde pe fiecare zonă a tenului, dar să nu depășești un minut. În fine, deci nu stau atât de mult cu el pe față, dar da, îmi curăță foarte bine, îmi lasă o piele super curată. Mi-am dat seama că totuși parcă este prea mult și tenul meu începe să fie ușor cam uscat, adică curățam prea mult cu el și atunci am zis ok, îl folosesc doar seara la demachiere ca să adun foarte bine resturile de make-up. Ce am mai sesizat eu este că produsele de make-up intră foarte, foarte bine în piele, mult mai bine decât înainte când nu foloseam Foreo. Mi se pare că într-adevăr am locuit într-o grotă până acum, am fost în negare. Și aparatul ăsta pentru mine chiar este foarte, foarte bun.
Un alt lucru pe care l-am sesizat, tenul meu nu se mai îngrașă chiar atât de mult precum se îngrășa înainte. Asta pentru că el curăță foarte bine, produsele sunt, intră mai bine în piele și devin mai eficiente și fac treaba mai bine. Deci, per total, sunt extrem de mulțumită de acest dispozitiv. Când se va termina, dacă o să mi-l cumpăr, da, aș vrea să mi-l cumpăr. Să cumpăr o variantă reîncărcabilă, pentru că ăsta când se va termina, aia e, o să-l duc la, nu știu unde pot să-l duc, la reciclat ceva, că ăsta nu e de aruncat la gunoi. Da, deci cam asta ar fi în mare despre Foreo. După o săptămână pot să spun că îmi place. Îmi place foarte, foarte mult. O să mai vin cu update-uri, cu siguranță, sau eventual, pentru că nu știu până când o să mă țină, n-am stat să calculez ce înseamnă 100 de utilizări, dar mă gândesc că o să mă țină cam toată luna, poate și luna viitoare, folosit o dată pe zi. Și da, o să mai vin cu update-uri. Asta este ideea și o să închei aici pentru că eu cred că am zis cam tot ce aveam de zis despre Foreo. Dar dacă mai sunt întrebări, întrebați-mă în comentarii, vă răspund cu mare, mare drag. Poate sunt detalii pe care le-am omis, cu siguranță sunt. Dacă voi aveți Foreo, vreau să știu care este părerea voastră despre dispozitivul Foreo, ce dispozitiv aveți, cât de des îl folosiți, care sunt rezultatele pe care le-ați observat, dacă ați observat vreun rezultat, dacă vi se pare că aveți un ten mai sensibil pentru că ați început, din cauza că ați început să folosiți Foreo, vreau să știu care este experiența voastră cu acest dispozitiv. Eu nu am un ten sensibil, am un ten foarte ok, nu este sensibil, e în regulă, doar că se îngrașă și este foarte încărcat în zona T și pori dilatați și nebunii de-astea. Da, deci cam asta cu Foreo, cu Beauty Box-ul de la Douglas. Sunt super încântată de tot și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Ce mai așteptați? Pentru că văd că vă uitați, deci abonați-vă. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest, mai ales pe Instagram. Sunt super, super activă. Pe Instagram a fost nebunia cu acest Beauty Box și până data viitoare v-am pupat. Toate cele bune, la revedere!